Ăia hoți, ăștia hoți, bună seara, stimați telespectatori, ultima zi de campanie electorală, mai avem două zile și mergem la vot. Cu mic, cu mare, așa trebuie să, mă rog, cu mic de la 18 ani în sus, cred că sunt mulți tineri care abia au împlinit 18 ani și iată au ocazia să voteze prima dată. Important este să participăm la acest vot și sigur că da, să alegem pe cine credem de cuvință. Noi am încercat în această perioadă să aducem reprezentanții tuturor prezidențiabililor care să vă spună despre ce au de gând cei care doresc să devină președinți și, bineînțeles, am discutat cu ei probleme locale, generale, să știm punctul de vedere a partidelor pe care le reprezintă, respectiv a prezidențiabililor. Ca de obicei, în partea a doua, așteptăm telefoanele dumneavoastră pe temele pe care le discutăm cu păreri pertinente, așa cum le aveți de obicei, și vă înscriem și la tombola de final de campanie, o să mai avem două săptămâni de campanie, pentru cei care înțeleg să se implice activ, să participe la aceste dezbateri, să meargă la vot și nu să cârcotească apoi 5 ani că nu le convine președintele, măcar să știe că și-au exercitat acest drept de vot. Astăzi alături de mine reprezentanții candidaților Kelemen Hunor, domnul Iuliu Ieș, bună seara, bine ați venit. Bună seara. Și reprezentantul candidatului Victor Ponta, domnul Silviu Sumlaș, bună seara. Bine ați venit. Bună seara. Sigur că da, stimați spectatori, vom vorbi mai mult despre acești candidați, dar sigur că da, și despre alte probleme. Foarte pe scurt trecem în revistă să vedem ce se mai întâmplă, cum au reflectat colegii noștri din presă, Gazeta de Nord-Vest, iată, prefectura în grafic cu pregătirea pentru alegeri. Sigur, e important ca prefectura să se ocupe de alegeri în așa fel încât să nu fie niciun fel de probleme, să nu fie incidente mari. Acum, dumneavoastră, domnule, ați trecut prin multe campanii. Eu cred că în Satul Mare niciodată n-au fost incidente serioase, să zic, la alegeri, adică care să necesite neapărat intervenția organelor de ordine. Așa e, deci lucrurile s-au desfășurat normal, toate instituțiile implicate și-au făcut datoria, nici cetățenii nu sunt puși pe lucruri, pe ilegalități, pe altele, deci conflicte, probleme. Greșesc, sau cum să spun eu, ilegalități mărunte, în ghilimele, mărunte, probabil că se întâmplă, dar nu sunt neapărat provocate sau... Deci, sunt și nu la un nivel care trebuie să ne îngrijoreze. Nu influențează alegerile, deci nu cred că se va întâmpla nici acum nimic deosebit, lucrurile merg normal și e bine să fie. Așa că oamenii în general care sunt președinții secțiilor de votare și reprezentanții partidelor din secțiile de votare sunt oameni care au mai exersat această activitate de multe ori. În general sunt cam aceiași oameni și e bine acest lucru. Așa că eu nu văd probleme din acest punct de vedere. Da, Silviu Sumla, și din calitate de avocat, știi să fie procese pe rol, cum sunt în alte județe și cu referendumul și alt gen, deci procese, mă refer la legate de exercițiu electoral. Din câte știu eu nu sunt și, așa cum spunea și domnul Ileș, sătmărenii și electorii și candidații, marea lor majoritate sunt oameni decenți și echilibrați și nu se pune problema derapajelor. Au fost mici derapaje, e cazul alegerilor europarlamentare, dar au fost provocate de anumiți candidați și susținători veniți oarecum din afara Sătmarului, candidatul Dan Diaconescu, care nu a înțeles că programul e program și că trebuie să se limiteze în ieșirile publice la până la un anumit moment al campaniei electorale. Și el a generat anumite probleme de... mici convulsii. Mici convulsii, dar au fost rezolvate de poliție și... Tot în Gazeta de Nord-Vest, editorialul "Acum oamenii știu cu cine să voteze". Stimați telespectatori, în toată această campanie dumneavoastră ne-ați sunat, ați intervenit, am avut și telespectatori care erau nehotărâți în urmă cu o săptămână, cu câteva zile și așa mai departe. Credeți, domnul Ieș, că mai există oameni care în aceste, nu știu, 48 de ore se pot hotărâ, eventual răzgândi, sau cei care merg la vot cam au deja opțiunea formată și nu-i mai face nimic să se răzgândească? Eu cred că au opțiunea formată, mai degrabă unii se vor hotărâ dacă se duc la vot sau nu. Probabil că sunt mulți care se gândesc sau nu se gândesc prea mult la vot, dar în ultimul moment se vor hotărâ, hai totuși să mergem.
vremea e bună sau hai să ieșim la plimbare și atunci trecem și pe la vot, probabil că vor fi mulți care se vor decide în ultimul moment să meargă sau să nu meargă la vot. Dar opțiunea este o chestiune care la o bună parte a populației este deja clară, pentru că au o anumită orientare politică și o au asigurată de mult. O altă categorie a votanților au fost influențați în mod sigur de campanie, de evenimentele din campanie și și-au format opțiunea în aceste zile. Acum, în ultimele două zile, nu știu ce se poate întâmpla ca să se schimbe opțiunea de vot a unuia sau altuia, pentru că s-a cam închis și canalele mass mediei spre alegători. Deci, problema e cât de mulți vor merge la vot, dar nu neapărat se va schimba opțiunea. Silviu Sumlaș, foarte multă lume spune că Joana, de exemplu, a pierdut alegerile după ultima dezbatere televizată. Crezi că se mai pot întâmpla lucruri spectaculoase în această, practic, ultima zi din campanie? Eu cred că, dacă tu ai făcut trimitere la cazul Joana, a pierdut alegerilor datorită unei fraude masive făcute de către cei de la Partidul Democrat Liberal. Partidul Democrat Liberal, cred că era, nu? Era și liberal. Nu era doar democrat în 2009. Dar e o altă discuție. A fost extrem de mult tratată pe toate părțile problema Joana Băsescu și nu cred că e cazul să o repunem pe tapet. Ideea este că eu sper că un anumit curs pe care l-a luat mersul campaniei electorale și discuțiile din ultimele zile să nu afecteze negativ pe oamenii care aveau o opinie conturată și care luaseră decizia fermă de a-și exercita acest drept extrem de important de a vota pentru schimbare în principal. Ceea ce vreau să spun este că eu înțeleg că anumite discuții care au loc, discuții politice care au loc în timpul campaniei electorale pentru alegerea președintelui depășesc oarecum nevoile și așteptările oamenilor. Și le depășesc fiindcă este vorba de o limită pe care o impune Constituția, dacă vreți, fiindcă președintele în exercitarea mandatului are anumite putințe date de Constituție, anumite atribuții și despre aceste lucruri s-a discutat când s-a discutat, ca să zic așa, serios în această campanie electorală, iar oamenii așteptau probabil și alt tip de subiecte să fie tratate care, repet, depășesc putințele constituționale ale președintelui. Aceasta ar fi o problemă și vine din trecut, fiindcă la noi, poate dintr-un model francofon pe care l-am adoptat de mult, oamenii, sau rusesc, spuneți cum vreți, oamenii tind să identifice președintele așa cu un tătuc de a, imediat după, un om care are putere de plină, de încrederea, zeus pe pământ, nu? Încrederea în președinte, sociologic vorbind, după alegeri, este oarecum așa nevrotică. Toată lumea așteaptă absolut tot de la președintele României, dar nu e așa. Președintele are anumite atribuții consfințită de Constituție, la care trebuie să se limiteze și ar face bine să se limiteze viitorul președinței și acestea sunt lucrurile care trebuie discutate în timpul campaniei și în parte au fost discutate, că s-a mai deviat. Apropo de deviații, în informația zilei, editorialul semnat Dumitru Păcuraru, Păcuraru spune transferul de putere și victimele colaterale și se referă tocmai la activitatea intensă, să zic așa, ciudat de intensă a câtorva instituții, printre care SRI-ul și DNA-ul. O activitate, sigur, că da, care, eu zic că pe alocuri a cam deviat discuțiile normale de campanie și le-a dus pe alte făgașuri, chiar, mă rog, s-a vorbit despre altceva decât despre programele candidaților. Este întâmplător? Parcă nicio campanie n-au mai fost atâtea fumigene. Unele bombe explodate, altele fâsâite, altele... Da, probabil că este o acumulare de cum să mă exprim, a pozițiilor, influențelor, intereselor care s-au acumulat în ultimele două decenii în România, care au creat niște falii între diferitele grupuri de interese în care obligatoriu și serviciile secrete sau persoane din serviciile secrete sunt implicate sau interesate.
Și pus în contextul sau în structura în care președintele ales are o anumită putere destul de mare în România, este un sistem prezidențial sau semiprezidențial la noi în România, care dă puteri destul de mari președintelui, inclusiv asupra structurilor. Sigur că în acest context interesul pentru rezultatul final al alegerilor este mare și interesează și aceste structuri. Interesează și alte structuri din afara țării, pentru că România este acum este pe o linie de front cu Estul. Este granița între Est și Vest. Vedem această nouă confruntare care care crește și care se amplifică între Rusia și Statele Unite, respectiv Uniunea Europeană. Noi suntem pe falia acestui conflict. Nu este tot una pentru alte țări. Ce se va întâmpla în România și cine și în ce direcție va putea fi influențat înspre a duce politica României? Ori președintele are un rol important, președintele dintotdeauna are un rol important în politica externă a României. Și atunci, desigur că este interesant și pentru alții să vadă ce se întâmplă în România. Alții acționează pe căi diplomatice, în mod fățiș, și pe alte căi ale structurilor secrete, în mod ascuns. Putem să ne gândim și la astfel de implicații. De aici rezultă această luptă extraordinară, dusă pe ascuns, dar care acum a răbufnit. Deci a clocotit în interior, probabil, n-am prea știut noi multe de astea, dar sigur a fost, a existat, există, dar acum în campanie a răbufnit. A ieșit prin niște evenimente și prin niște acțiuni care s-au întețit în această perioadă. Da, și-au făcut și Și ale căror finalitate pe termen scurt și pe termen lung încă le putem anticipa cu greu, părerea mea. Care este părerea ta, Silviu, legat de acest subiect? Acum toată lumea a putut observa că în ultimele două săptămâni s-a înregistrat o activitate seismică, dacă ar fi să iau un cuvânt din altă materie, în zona DNA-ului, și acest lucru i-a făcut pe mult să aprecieze că campania a devenit un fel de anexă a războiului împotriva corupției. Eu nu aș fi de aceeași părere. Și în altă ordine de idei, în problema cu serviciile de informații, s-a încercat implicarea lor, dar nu au fost implicate în lupta electorală, fiindcă în toate situațiile în care s-a cerut punctul de vedere sau, în fine, oficial din partea acestor servicii s-au exprimat vis-a-vis de aceste încercări, quasi totalitatea cazurilor, răspunsurile au fost că nu doresc să comenteze încercările de a antrena aceste servicii. E până la urmă încercarea unui om disperat care se vede părăsit de toți pe care a avut, de fapt, prin fișa postului, subordonați în ultimii acești 9 ani de zile. Și astăzi, probabil, foarte mulți dintre ei văd că acest personaj, aș îndrăzni să spun sinistru pentru istoria ultimilor ani, se confruntă cu anumite probleme, poate chiar de natură psihică, fiindcă eu altfel nu pot să explic aceste ieșiri, strategii, acest diabolism pe care care intoxică de atâta vreme societatea românească, și văzându-l în această stare, au decis să nu mai răspundă la anumite comenzi care ulterior ar fi avut implicații politice și care într-adevăr i-ar fi antrenat în lupta electorală. Vedeți cazul cererilor repetate de a divulga nume privind ofițeri acoperiți, un lucru care depășește posibilitatea sau, în fine, orice limită în relațiile instituționale. Toată lumea a înțeles că este vorba despre o încercare a președintelui de a denatura în mod grosolan o anumită campanie și de a o aduce în acel registru toxic unde el este cel mai stăpân. Și atunci s-a văzut, văzându-se refuzat, dânsul a înțeles să atace, să lovească în dreapta și în stânga. Problema este că nu doar serviciile încearcă să le antreneze românești,
În ultimele zile văd că a atentat și asta, desigur, ar putea avea implicații relațiile diplomatice dintre țări și la serviciile secrete franțuzești, la oficialități de mare rang din Germania, lucruri care probabil că vor fi contabilizate de poporul român, că el nu prea mai are nimic de pierdut. El în câteva zile pleacă și ne lasă pe noi cu niște probleme diplomatice sau la nivel diplomatic extrem de serioase. Și sensibile. Da. Cineva va trebui să plătească nota de plată asta pe care tot o încarcă el de atâtea zile. Stimați spectatorii, au fost principalele titluri dumneavoastră, citiți ziarele, unele le-am comentat puțin mai pe larg cu invitații noștri, sigur rămâneți și pe portal SMS, satmareanu.net, Satul Mare Online și Vocea Transilvaniei, Vocea Transilvaniei, un online regional cu foarte multe vizualizări, clasat pe locuri fruntașe sau chiar pe primul loc. Pe locul 1, te rog, de 4 luni de zile. De 4 luni pe primul loc, merită să citiți, deși este regional, foarte multe știri interesante din Satul Mare și sigur că da, putem să ne mândrim că este un portal sătmărean, adică este chiar dacă este regional, este, rădăcinile sunt din Satul Mare. Deci puteți intra chiar acum pe Vocea Transilvaniei. Stimați telespectatori, o să trecem la discuțiile noastre, nu uitați în partea a doua, așteptăm și părerile dumneavoastră, eventual opțiunile dumneavoastră, mai sunt 48 de ore, mă rog. Două zile până la vot, joi, adică duminică vom merge cu toții să votăm, sper, în număr cât mai mare și aici aș vrea să vă întreb, domnul Ieș, dacă vom avea o problemă știind că județul Satu Mare, din păcate, eu zic că poate facem o surpriză bună, e cam pe locuri codașe la prezența la vot. Eu nu sunt de acord cu acest lucru, cunosc fenomenul de foarte multă vreme. Și știu un lucru, în general în toată țara, desigur, nu numai în Satul Mare, dar poate Satul Mare este din acest punct de vedere fruntaș, în sensul că este o diferență foarte mare între lista de alegători, lista electorală permanentă în care figurează și care este singurul document oficial. Deci pe baza acestei liste se fac toate raportările statistice, inclusiv prezența la vot și toate celelalte. Această listă se multiplică, se dă la secții și așa mai departe. Și cetățenii efectiv existenți la momentul respectiv în județ, în localitate. Diferența este mare. Gândiți-vă numai în județul Satu Mare, deci la nivel național undeva la 18 milioane, peste 18 milioane de alegători sunt înregistrați astăzi în această campanie electorală, în lista electorală permanentă. Ori știm că suntem abia 20 de milioane în țară, cam 27% după statisticile naționale este ponderea cetățenilor sub 18 ani. Deci din start nu putem avea 18 milioane. La care mai adăugăm și cei care au domiciliul acasă, dar lucrează temporar în străinătate, nu cei plecați definitiv sau pe termen lung, dar cei care sunt înregistrați aici în țară și totuși nu sunt prezenți. Deci numărul efectiv al alegătorilor care se pot prezenta la vot este cel puțin cu 10-15% mai mic. În Satul Mare acest procent în județ cred că este peste 20%. Deci atunci când facem raportări privind prezența, avem o situație ireală la nivel național, care diferă de la județ la județ cu puțin. Satul Mare, din acest punct de vedere, stă, dacă putem spune, mai prost. Prea mult nu contează, dar în această statistică, pentru că în mod permanent, de 10 ani încoace, de la ultimele 2-3 alegeri, totdeauna am fost sub media națională, dar și procentul celor prezenți față de lista electorală permanentă este mai mic decât media pe țară. Deci undeva cred că și noi ne situăm la media națională în ceea ce privește prezența la vot și acest lucru se va întâmpla la fel, cred, și acum. Silviu Sumlaș, dacă luăm ca și reper alegerile locale și alegerile parlamentare, aceste alegeri prezidențiale în privința prezenței la vot, pe unde le-ai situa? Eu cred că și cele parlamentare și locale au suscitat un interes destul de mare. A fost și o anumită efuziune la acel moment. Și astăzi, alegerile prezidențiale, la fel, ar trebui să mobilizeze mare parte din electoratul prezent, că până la urmă ăștia sunt contabilizați de statistici, fiindcă subiectul e destul de
important într-o republică cu regim constituțional semi-președințial. Este foarte important cine are frâiele puterii la acest nivel. Și în al doilea rând este persoana cu cea mai mare legitimitate în stat, este omul care este ales, singurul om din stat ales de o țară întreagă, motiv pentru care eu sper că, dat fiind și istoria cel puțin a ultimului an, de tulburări, de conflicte, de lumea să-și dorească o normalitate și ca să cum poți contribui ca cetățean obișnuit la o viitoare stare de normalitate de când mergând la vot. Acum, eu sper ca într-un viitor foarte apropiat să fie introdus acel soft de care se tot discută și care ar implica contabilizarea pe bază de cont numeric personal a fiecărui votant. Și atunci s-ar vedea exact câți au votat. Și s-ar vedea câți dintre cei care sunt în afara țării, dar plecați din satul mare, au votat. Că eu cred că dacă o luăm, dacă am luat-o așa, am stat mult mai bine decât stăm, da, de fapt. Să trecem, să vorbim puțin de candidați, pentru că e important. Până la urmă, ăsta este rolul nostru, să vă expunem cât de cât niște principii ale candidaților, niște puncte din program. Dacă ar fi să dezvoltați un punct din programul candidatului Kelemen Hunor, la care v-ați referi, domnul Ieș? Domnul Kelemen Hunor, desigur, a prezentat un program sau câteva idei, principii, nu putem vorbi neapărat de un program, pentru că n-a fost cazul să prezinte, deși are programul, câteva idei care stau la baza gândirii politicii UDMR-ului, a dânsului, în ceea ce privește perspectiva României. Pentru că un lucru trebuie accentuat, poate de fiecare moment, pentru că n-ar trebui, dar așa se întâmplă la noi. Trebuie să repet niște lucruri. Și noi, maghiarii din România, chiar dacă de multe ori se impută, UDMR-ului se impută, că nu se gândește în acțiunile politice decât la interesele proprii ale maghiarilor mai departe. Sigur că da, te gândești la interesele proprii, care în anumite domenii sau anumite probleme sunt altele sau se adaugă la problematica generală a românilor. Sunt solicitări altele sau în plus, dar în ansamblu și noi avem aceeași patrie, gândim perspectiva noastră în aceeași patrie și ca atare gândim la fel perspectiva României, vrem și noi aceeași bunăstare, aceeași dezvoltare României pe principiile democrației și deci în acest sens gândim toate acțiunile noastre. Și deci și domnul Kelemen Hunor s-a exprimat în acest sens. Un lucru interesant sau de înțeles, dar poate enunțat pentru prima dată sau cel puțin într-un mod deosebit din partea dânsului a fost ideea încrederii, a stabilirii unei încrederi în relațiile din societatea românească. Între toată lumea, adică încredere în instituțiile statului, încrederea statului în cetățeni, încrederea între minorități și majoritate, încrederea între români și maghiari. Sunt elemente este o bază pe care se poate construi foarte mult. În momentul când există o lipsă de încredere, atunci apare până la urmă foarte ușor și conflictul. Vedem conflicte enorm de multe în ultimul deceniu sau în ultima perioadă. Conflicte câteodată generate, conflicte care au apărut spontan între instituțiile statului, cetățeni, între partide politice, între etnie, între oamenii de afaceri și restul societății, între biserici, între... Deci, cum să spun, sunt o serie de probleme pe care statul nu are capacitatea să le rezolve numai prin acțiuni sau prin acte legislative și prin acțiuni politice, dacă nu există o încredere în societate, o mult mai mare încredere în societate, care ar stabiliza, normaliza multe din lucrurile care astăzi se întâmplă. Da. Pentru aceasta, desigur, trebuie construit un alt fel de sistem, inclusiv trebuie umblat poate și la Constituție pentru a crea un alt cadru instituțional în anumite domenii ale statului.
Silviu Sumlaș, un punct din programul prezidențiabilului Victor Ponta pe care să-l prezentăm telespectatorilor. Păi, acum nu pot să fac un nomenclator, fiindcă din punctul meu de vedere tot programul politic al lui Victor Ponta este extrem de important și ceea ce e foarte potrivit este că este articulat. Lucrurile au o logică, nu este nimic conjunctural, întâmplător și vine dintr-o bună stăpânire a ideologiei social-democrate, fiindcă domnul Victor Ponta a avut un parcurs politic în Partidul Social-Democrat exem de sănătos. Nu a apărut peste noapte, este un om format în gândiri social-democrate, ceea ce, desigur, îl recomandă ca o persoană cu o puternică conștiință socială. România are nevoie de un astfel de președinte astăzi. Fiindcă, din păcate, situația multor români, multor concetățeni de-ai noștri, este una destul de sensibilă. În principal, din punct de vedere material, fiindcă acolo ne doare pe toți cel mai tare. Iar politica social-democrată urmărește, pe care o promovează domnul Victor Ponta, urmărește un anumit echilibru și vine din nevoia de a echilibra oarecum palierele societății, aceste discrepanțe, falii enorme care s-au creat în ultimii ani între noua clasă de, nu vreau să vorbesc proletcutist, dar asta este situația. Sistemul, politica, spuneți-i cum vreți, a permis să se creeze o discrepanță majoră din punct de vedere material în principal între diversele clase sociale de la noi, nejustificată, nesusținută de performanță economică sau de altă natură, pur și simplu au fost niște ani mai tulburi. Și atunci trebuie să vină cineva care să aducă un echilibru în această Românie frământată și acest om este Victor Ponta. Ceea ce este extrem de evident în cazul lui este că ideile și convingerile pe care le are, fiindcă este stăpân pe ceea ce spune și gândește în principal. Nimeni din afară nu îi spune ce să zică, nimeni nu vorbește în locul lui. Se vede, cred că este evident pentru toată lumea, că ceea ce spune și gândește este sau reprezintă propriile convingeri. Vedem în cazul altor candidați, cu referire evidentă la domnul Iohannis, că dânsul vorbește mai puțin și toată lumea simte nevoia să-l justifice și să vorbească în locul lui, să-i explice ce proiecte are domnul Iohannis, ce vrea să facă domnul Iohannis pentru România. Dar domnul Iohannis nu prea ne vorbește, ca să luăm și nu prea știm exact ce vrea dânsul și dacă achiesează măcar tacit la ceea ce spun purtătorii de cuvânt. Cazul și exemplu concret, sărbătoarea de la 25 octombrie, când ne așteptam cu toții, noi sădmărenii, să auzim măcar un mesaj din partea celor care vor să fie președintele al românilor, al tuturor românilor, un mesaj consistent, fiindcă este o sărbătoare de maximă importanță pentru români și pentru sădmăreni în principal, fiindcă aici s-au întâmplat acele evenimente istorice excepționale care au fost încununarea unui război lung pe care l-au purtat românii. Și nu a venit să ne spună nimic, din păcate. Nu a venit să ne transmită. În schimb, Victor Ponta, ați putut observa toți, a venit și a dat un mesaj extrem de consistent. A fost și în alte rânduri, în ultimul an, cred că a fost de 4 ori în Satu Mare. A ajutat extrem de mult județul Satu Mare din poziția pe care o are de prim-ministru prin alocări bugetare extrem de consistente, deci se vede clar că face ceva pentru noi. Da.
Stimați spectatori, o să luăm o scurtă pauză publicitară, după care vom reveni. În partea a doua așteptăm și intervențiile dumneavoastră cu părere, opinii, sigur că da, despre candidații care sunt reprezentați aici în studio. Vorbim în principal, respectiv Kelemen Hunor și Victor Ponta. Ca de obicei, intervențiile dumneavoastră sunt pertinente, noi știm asta și toți cei care veți interveni și înțelegeți că e important să fiți activi în aceste dezbateri și mai ales să mergeți la vot. Așteptăm deci să ne sunați toți cei care intervin în direct, vor fi înscriși și la tombole, tombole la final de campanie. Mă rog, campania o să mai dureze 2 săptămâni. Astăzi este ultima zi din prima parte, să zic așa, a campaniei. Publicitate, revenim. Vreau să vă gândiți la ceva ce am uitat în acești 25 de ani. Vreau să vă gândiți că putem fi împreună și nu separat, că putem avea grijă unii de alții, că putem să avem încredere, să fim mândri și să facem o schimbare a noastră și a țării noastre. Votează Victor Ponta, președintele care unește. Am revenit în direct, stimați spectatori. Din acest moment așteptăm telefoanele dumneavoastră. Aveți un număr de telefon afișat pe ecran. Așteptăm să ne sunați și să participați activ la aceste dezbateri. Veți fi înscriși și la tombola de final de campanie. Și mai ales e foarte importantă părerea dumneavoastră. Suntem pe ultima sută, ultima emisiune de dezbatere electorală din acest tur întâi. Așadar, părerea dumneavoastră, care de obicei foarte importantă. Așteptăm să ne sunați. Până atunci am să văd care, să vedem împreună care sunt ultimele rezultate. Spunea un coleg de-al dumneavoastră, în momentul în care UDMR-ul era cotat la 3%, respectiv Kelemen Hunor, că până la alegeri se va ajunge la acel procent în jur de 5%. Iată, a crescut, acum e la 4%. La vot va fi 5%. Normal, asta ar fi scorul pe care îl țintește Kelemen Hunor. Sigur, acesta este scorul necesar, obligatoriu al UDMR-ului și este o limită destul de discutată și necesară, dar în același timp trebuie să vedem faptul că la alegerile prezidențiale, dat fiind că, sigur, normal, maghiarii nu cred și nu speră că vor alege un președinte al României prin persoana lui Kelemen Hunor, mulți se gândesc că votul mai bine să se dea la, mă rog, candidatul pe care ei îl consideră că ar fi mai bun. Părerea și intenția UDMR-ului este alta. Este clar că decizia, deci președintele se va alege în turul 2. Este clar că nici primii doi candidați care vor ajunge în turul 2 nu se prea mai discută astăzi, pentru că procentele și sondajele de opinie sunt destul de clare. Deci, asta nu înseamnă că toată lumea trebuie să voteze primii doi candidați pentru că unul din ei va fi președinte. Sunt mai mulți candidați, unii mai aventurieri, alții din nevoia de a-și întări partidul. Și UDMR-ul trebuie să-și demonstreze capacitatea și trebuie să aibă o ocazie și o posibilitate să-și comunice intențiile, programul și ideile. Și campania electorală, din acest punct de vedere, a fost un prilej foarte bun, motivația pentru care a și candidat domnul Kelemen Hunor. Deci, sigur că în aceste condiții, intenția este ca să acumulăm voturile maghiarilor în această primă etapă. Deci cam 5%. Noi credem în 5%, dar probabil că scorul va fi ceva mai mic decât la alegerile europarlamentare sau la alegerile parlamentare de acum 2 ani. Avem și un telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Domnul Buzgău Gheorghe din Satu Mare. Domnul Buzgău, dacă aveți o întrebare comună, deci o întrebare la care să poată răspunde ambii candidați, sau dacă doriți doar să ne spuneți așa pe ultima sută, o părere de alegător. Deci părerea mea că această campanie electorală de dezbateri la televizor ar fi fost mult mai civilizată dacă nu s-ar fi amestecat susținătorul efervescent ca și calciu al lui doamna Elena Udrea,
pentru că dânsa au avut mare protecție și tot timpul susținătorul a lansat cu atacuri într-o parte și alta, unele fondate, unele nefondate, și ca urmare acestui fapt să fie dânsul liniștit, că toți alegătorii au tras o concluzie și duminică o vor expune în buletinul de vot. Am înțeles. Domnul Buzgău, aveți, vă mai hotărâți sau aveți opțiunea de vot formată? Deci, la început am vrut să-i salut pe domnul Ileș și pe domnul Silviu Sumaș, dar n-am apucat, îi salut acum cu respect. Bună seara. Și vreau să spun că dacă am fi avut dreptul să votăm doi candidați, aș fi votat pe domnul Victor Ponta și pe domnul Kelemen Hunor, dar având numai dreptul la unul singur, votez pe care e în fruntea sondajelor. Acum, în turul 2, vedem. Da. Vă mulțumim, domnul Buzgău, rămâneți alături de noi. Eu vă mulțumesc. Ca de obicei, cu păreri pertinente, telespectatorii noștri, așteptăm în continuare telefoanele dumneavoastră, stimați telespectatori. Am vorbit de procente. Care e ultimul procent, ultimul sondaj? Procentul lui Victor Ponta. Bine, un lucru e foarte clar. Partidul Social Democrat nu are ca scop să iasă onorabil din aceste alegeri, ci să le câștige. Deci nu există, pardon, la treaba asta. Scopul e clar, e declarat câștigarea alegerilor. Procentul rezonabil pentru turul 1, așa cum a fost declarat de fapt și de către candidat, este de 37,5% procentul pe care l-a atins partidul cu ocazia alegerilor europarlamentare. Iar în turul 2, evident, câștigarea la o distanță confortabilă, dar justificată, probabil undeva peste 55%. Deci 37,5% e procentul actual al lui Victor Ponta. Nu, este... Sau e targetul partidului. E targetul partidului. Sub acest partid, sub acest procent, se consideră că lucrurile probabil nu au mers foarte bine. Acesta este un procent care trebuie atins și toate sondajele de altfel indică că va fi mai mare în turul întâi, dar este un procent sub care ne-am propus să nu coborăm. Da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, anonimă, sunt o sărmăreancă de-a dumneavoastră. Să rămână. Domnul Victor, ascultați-mă. Bună seara tuturor. Bună seara. Vreau să vă zic că mă simt așa, de la altă seară, mă simt prost pentru că eu întotdeauna pe dumneavoastră personal v-am felicitat pentru emisiunile deosebite care le faceți și faptul că ne-a acordat și nouă posibilitatea să ne mai spunem, chiar dacă nu ne ascultă nimeni, ne bagă nimeni în seamă, dar măcar vorbim și noi, să nu tăcem. Domnul Victor, eu nu m-am referit alaltă seară la presă sau la reporterii TV. Dimpotrivă, îi felicit pentru că sunt tineri și au atâta curaj să-și pună punctul de vedere. Eu m-am referit alaltă seară strict la ceea ce vedem, nu? Și ce vedeți și dumneavoastră, dosarele penale, ca să nu le zic și penali. La asta m-am referit când am spus că tânărul ăla care l-ați avut invitat în studio zicea că e scârbit. Am zis că toți suntem scârbiți când deschidem televizoarele, dar în niciun caz la reporterii TV sau în reporterii presei nu m-am referit, pentru că v-am spus, îi felicit, am atâta respect pentru domniile voastre, de nu am cuvinte, pentru că aveți atâta curaj, tineri sunteți și spuneți, ne arăta nouă, de fapt, ca să nu murim proști cum ne-am născut de proști. Deci eu nu m-am referit, încă o dată vă felicit și vreau să vă spun că mi-aș dori să câștige cum îl cheamă pe ăsta din Sibiu, să-i tătui numele. Klaus Iohannis. Așa, pe ăsta l-aș dori să câștige, pentru că domnia sa nu apare pe toți tâlpii să se auto-ofere, să fie un președinte. El a rămas mai modest, așa, mai la o parte. Și mie mi-au plăcut întotdeauna oamenii modești. Eu vă doresc succes, domnul Victor, și cea da Dumnezeu. Noapte bună. Vă mulțumim pentru intervenție. Da, rămâneți cu noi, așteptăm și alte telefoane, alte opțiuni ale dumneavoastră, alte opinii ale dumneavoastră, dar mai cel mai important lucru este să mergeți la vot. Până la urmă, aceasta ar trebui să fie și scopul acestei campanii electorale. Sigur că da, partidele politice, susținătorii prezidențiabililor să vă convingă să mergeți la vot, iar și noi presa, sigur, avem un mare rol în această, să zic, în acest demers de a convinge. Toată lumea vrea ca un președinte să fie reprezentativ, iar această reprezentativitate nu se poate obține fără a
participa în număr mare la vot. V-ați gândit în turul 2 veți avea susținerea pentru un anumit candidat, va avea UDMR-ul un îndemn pentru electoratul lor ca să susțină un candidat sau altul, sau va rămâne la latitudinea alegătorilor, deși sigur că da, nu mai poți lua acum alegătorii ca dintr-o găleată, să-i pui dintr-o găleată în cealaltă, dar poți să-i influențezi într-un anumit fel. O să vă rog să răspundeți această întrebare după ce luăm și acest telefon. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Da. Domnul Victor, bună seara! Bună seara! Cu Dan Vasile. Bună, domnul Dan, v-am înscris și la tombolă, rămâneți alături de noi. Ce doriți să ne spuneți? Păi vreau să vă spun că bine că trebuie să ne ducem la vot și să-l votăm de domnul Victor Ponta, care e capabil pentru așa ceva, pentru că dumneavoastră cred că mă cunoașteți, eu am fost evacuat din casa de pe strada Crinului numărul 24, mi s-a demolat casa de pe strada Vlad Tepeș numărul 5, și acum am ocazie că domnul Iuliu Iriș nu m-a primit niciodată la audiență, de 4 ani de zile pe drumuri, mandatarul a confiscat casa de pe noi hainele și neapărat trebuie o schimbare, camarila asta lui Băsescu să scăpăm de. Suntem pe drumuri, uitați, domnul fostul primar Iuliu Iriș a dat casa de pe noi, uitați, noi suntem pe drumuri, eu cu soția și cu copii. Da, probabil era în litigiu. Mulțumim, casa, să-i răspund domnului, casa nu am dat-o eu, casa i-a dat-o instanța. A fost un proces de ani de zile care s-a repedat, sigur că da, s-au revendicat, a intrat în instanță, au fost foarte multe discuții pe acea casă și a fost o decizie finală, o sentință finală, nu știu în câte rânduri, a instanței. Primăria nu face altceva decât ea la cunoștință și emite o dispoziție în baza sentinței judecătorești. Da, așteptăm și alte telefoane de la dumneavoastră. Așadar, electoratul UDMR este orientat pentru cel de-al doilea tur spre cineva? Deci, în mod oficial, nu s-a făcut nicio declarație în acest sens. Domnul Kelemen Hunor a precizat clar de ani ori. Se va discuta după primul tur în ce condiții și cum va putea orienta UDMR-ul electoratul. Sigur, asta și în cunoștința faptului că nici electoratul nu se poate... Nu poți comanda. Sigur. Ai un electorat stabil care votează pe tine în condițiile în care tu participi la alegeri, dar în momentul când tu nu ești acolo, electoratul acesta stabil are opțiunea proprie, pe care nu poți 100% influența. Asta e un aspect. Al doilea aspect este legat de faptul că trebuie văzute condițiile și perspectiva din punct de vedere al candidatului care merită și trebuie susținut. Sigur că aici sunt multe elemente care concură. Există o coaliție de guvernare în care UDMR-ul este parte, dar nu este condiție a coaliției, deci nu a existat în acordul de coaliție prevederi referitoare la susținerea în alegerile prezidențiale, dar există o coaliție care creează o anumită situație, o discuție din start. Există o opțiune a electoratului orientată mai spre dreapta decât spre stânga. Există o serie de alte elemente care s-au acumulat de-a lungul acestei campanii și care eventual se vor mai acumula și în perioada următoare între cele două tururi. Deci, finalul trebuie încă așteptat din acest moment. Da, bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara! Să rămână! Paula Petrescu la telefon. Să rămână, doamna Paula. Domnul Victor, toată luna am vrut să intru emisie și n-am reușit. Acum am sfârșit la capătul târgului, am reușit și eu. Stați că vine și turul 2, doamna Paula. Mai este și turul 2, da, așa e. Domnul Victor, ar vrea să vă spun că toată lumea trebuie într-adevăr să mergem la vot și să votăm cu cei mai buni. Eu vă spun sincer, eu o să votez cu domnul Tăricianu, pentru că ar trebui toți pensionarii să știe că domnul Tăricianu în 88 pensiile ne le-a mărit foarte mult. Eu vorbesc după mine, dacă nu ne mărea dânsul atunci pensiile, noi pensionarii eram muritori de foame astăzi. Da. Mai rău decât suntem acum. Da, important este să mergeți la vot, deci votați cu domnul Tăricianu, da? Eu cu domnul Tăricianu și am mai vrea să vă spun ceva. Vă rugăm. În legătură cu domnul Iohannis. Eu n-am
nimic, că l-am cunoscut de la televizor pe domnul Ioanis. Dar trebuie să vă spun, mie nu mi-e inspiră încredere omul ăsta deloc. Și iar vă mai spun un lucru, eu sunt român și nu vreau în fruntea țării mele să fie un neam. Ce vreau în fruntea țării mele să fie un român. Dar dacă greșesc sau nu greșesc, nu știu, dar asta e convingerea mea. E părerea dumneavoastră. Da, e părerea noastră. Da. Asta e convingerea mea. Da, mulțumim, așa, doamna Paula. Rămâneți alături de noi, v-am înscris și la tombolă și în turul 2 continuăm aceste dezbateri, așadar așteptăm să mai interveniți. Vorbeam de turul 2, este de așteptat ca Victor Ponta să meargă cu o variantă de tandem, așa cum în unele campanii suntem obișnuiți, respectiv să-și desemneze un eventual prim-ministru în cazul în care este președinte și cine ar fi acela? Da, în primul rând vreau să constat că în toate situațiile, în cazul intervențiilor telespectatorilor, mesajul a fost clar. Se îndreaptă către candidatul care a luat, în perioada când exercita o funcție în stat, prim-ministru sau așa, o măsură socială. Toată lumea ar trebui să știe că un președinte social-democrat are, sau în fine, se orientează și susține în general măsuri sociale. Un președinte de dreapta, cum este domnul, ar putea fi domnul Klaus Iohannis sau domnul Tăriceanu, va fi înclinat să încurajeze activitatea legislativă spre adoptarea de măsuri de dreapta, care desigur sunt mai puțin protecționiste și urmăresc în mai mică măsură legiferarea aspectelor care țin de protecția socială. Asta pentru cei care vorbeau de domnul Tăriceanu ca despre un posibil președinte care se ocupă de protecție socială. Revenim la tandem. La numai tandem. Puțin să luăm domnul... și acest telefon și după aceea revenim la tandem. Bună seara, cu cine stăm de vorba? Bună seara, Ghiță mă numesc. Da, domnul Ghiță, vă ascultăm. Aș dori să întreb în special pe... Cu asigur că domnul Sumla Silviu e cu PSD-ul, e limpede, dar pe domnul Ileș Iuliu, în condițiile în care, sigur că războiul se duce limpede între domnul Ponta și între domnul Klaus Iohannis, cu DMR-ul, în tur 2, că e limpede că cei doi vor fi în tur 2, de care parte va fi? De partea lui domnul Ponta sau de partea lui domnul Klaus Iohannis? Și eu, ca altele, o contrazic pe doamna care a zis dinainte că nu vrea un neamț la putere. Noi trebuie să ne orientăm că, în primul rând, Germania e cea mai mare putere economică din Europa și ar trebui să avem un exemplu pur și simplu a nemților și ca și corectitudine, și ca punctualitate, și ca absolut totul să ne fie un refer la noi, că noi suntem un popor latin. Să luăm un exemplu la germani, că întotdeauna au fost punctuali. Și să avem în vedere că ce-a făcut domnul Klaus Iohannis în Sibiu, că a fost capitala culturală europeană a României. Și cum arată orașul Sibiu, că fiecare dintre noi cred că am fost măcar o dată în Sibiu. Să luăm un exemplu, cum arată Sibiu și cum arată alte orașe din România. Da, mulțumim și noi. Și Mamaia arată bine, dar mie nu-mi place personal Radu Mazăre. Mă rog, aș face referitor la acest ultim subiect, și doamna și domnul. În primul rând, să vedem faptul că, indiferent de etnie, și domnul Kelemen Hunor și domnul Klaus Iohannis sunt cetățeni români, sunt oameni născuți aici în țară, sunt oameni ai căror părinți, ai căror strămoși au trăit în această țară. Ei lucrează, ei creează, ei plătesc impozite, ei respectă legile, ei activează în domeniul social, politic, orice vreți, în această țară și creează ceva în această țară. Nu sunt veniți de pe altă lume. Deci în orice societate normală, sănătoasă, democratică, în lumea civilizată, europeană, nu vorbim de Republica Congo poate, cetățenii țării au aceleași drepturi și nu numai că au aceleași drepturi, sunt la fel respectați și acceptați de comunitatea, de cetățenii acelei țări. Gândiți-vă că în Uniunea Europeană, sunt în Europa Occidentală, sunt țări în care au miniștri de origine arabă, de religie musulmană, de exemplu. Pentru că atât de mulți sunt imigranți în ultimele decenii, încât
politic au căpătat această putere și chiar au fost cooptați în guvern. Și lumea îi acceptă. La noi nu vorbim de imigranți, vorbim de oameni care sunt de sute de ani, trăiesc în această țară și sunt parte componentă acestei țări. Deci când vorbim că, a, bine, sigur că știm foarte bine, noi maghiarii votăm mai degrabă cu maghiarii, românii mai degrabă cu românii, e normal acest lucru, nu e un păcat. Dar ideea de a-l accepta sau de a nu-l accepta într-o funcție sau într-o poziție pe celălalt este puțin de natură. Da. Bună seara, cu cine stăm de vorbă? Bună seara, Roman Vasile. Da, vă ascultăm, domnul Vasile. Întrebarea. Din ce cauză o tăie pensiile? N-am înțeles. Alo? Da. Din ce cauză o tăie pensiile? Păi, da, ați avut un loc da, am înțeles. De ce s-au tăiat pensiile? Da, mă rog, a fost o măsură a guvernului Boc, așa au crezut de cuvință. Și nu că au noroc că au intervenit Curtea Constituțională și nu, și nu le-a dat voie la acum. Da. Erai dator cu acel răspuns legat de tandem. Da. Acum, răspunsul practic l-a dat candidatul Partidului Social Democrat, Victor Ponta. A spus clar la o ieșire televizată că intenționează să intre în tandem, un tandem pe care îl va anunța pe data de 4 noiembrie, cu un candidat de centru-dreapta. Fiindcă deci Tăricianu, că acum ce să ne mai tot ascundem după dege? Cine poate fi altcineva? Nu știu neapărat Tăricianu. Poate fi, a zis că are mai multe variante de candidați de centru-dreapta. Bă, Udrea, nu cred. Dacă e să o discutăm ideologică, până la urmă ar trebui să discutăm și ideologic, și Partidul Conservator este de centru-dreapta. Deci domnul Daniel Constantin este un exponent al centrului dreapta. Da, am să vă rog într-un minut îndemn la vot și, bineînțeles, să îndemn pentru a se vota cu candidatul pe care îl susțineți. Domnul Ieș, aveți posibilitatea și în limba maghiară dacă doriți să adresați acest îndemn. Sigur, e un îndemn, de ce nu, și cetățenii de naționalitate română să aibă curajul și determinarea să pună ștampila pe candidatul UDMR Kelemen Hunor, dar desigur ne așteptăm în primul rând, pentru că așa sunt lucrurile la noi, la electoratul UDMR. De aceea mă voi adresa și limba maghiară. Tisztelt Tévénézőink, vasárnap szavazás lesz, én tisztelettel megkérek mindenkit, legyen bizalommal és szavazza meg Kelemen Hunort, az RMDS elnökét. Az első fordulóban nem dől el az államelnök sorsa, az első fordulóban az RMDS-nek bizonyítania kell a képességét, az erejét, és ezért minden szavazatukra szükség van. Köszönöm szépen. Da, mulțumim. Un îndemn la vot și susținerea candidatului Victor Ponta. Eu cred că majoritatea sătmărenilor se vor orienta spre Victor Ponta și nu întâmplător, sau fiindcă așa le spun eu, ci fiindcă văd în candidatul Victor Ponta pe omul care în ultimii 2 ani a dovedit zi de zi că este un președinte, este un prim-ministru și un viitor președinte care vrea să facă o altfel de Românie. O Românie în care românii să fie uniți, să fie mândri că trăiesc într-un stat civilizat și european, în care să tinerii să aibă locuri de muncă, pensionarii să-și primească pensiile, mediul de afaceri să prospere și mediul politic să fie unul echilibrat și normal. O țară europeană, o țară a echilibrului, o țară care să dea sau unde competența să primeze, unde să nu mai vedem corupți, unde instituțiile statului să funcționeze în parametrii normali și să existe un echilibru în raporturile instituționale. O astfel de țară îmi doresc eu și sper că toți sătmărenii să-și dorească, sau câți mai mulți sătmăreni, că nu se poate chiar toți, să-și dorească același lucru. Fiindcă Victor Ponta e cel care poate să aducă și dacă n-aș fi convins sau dacă n-aș crede, dacă resortul meu interior, intim, nu m-ar
face să cred acest lucru, mâine pășește și din politică. Da, stimați spectatori, important este să vă prezentați la vot și să votați așa cum considerați. Rămâneți alături de Nord Vest TV în câteva minute. Dorel Coica, primarul municipiului Satu Mare, va fi în studioul Nord Vest TV, iar de la ora 20 cele mai tari știrile Nord Vest TV. Stimați spectatori, aceasta a fost emisiunea noastră. Ne vedem duminică la vot cu toții, iar duminică vă vom ține la curent și cum au loc votările și, bineînțeles, exit pollurile. Aceasta a fost emisiunea noastră de astăzi, stimați ascultători, telespectatori, vă dorim în continuare o seară plăcută. Bună țară, recreală, mama ei de rânduială, ăia hoți, ăștia hoți, mama la tot.